Bună ziua tuturor, bună ziua, dragi urmăritori! Bine ați venit pe acest canal. Astăzi vom călători spre orașul Roman, județul Neamț. Astăzi, fiind o zi foarte frumoasă, am zis că ne vom duce să ne plimbăm la propunerea celor doi prieteni de-ai noștri. Bineînțeles, nu am refuzat această propunere care au venit de la ei. Este vorba despre Roxana, Gheorghiță și, bineînțeles, fata lor cea mică de 5 ani, Maria. O zi în care eu cred că ar fi fost păcat să fi stat în casă, o zi de la Dumnezeu, pentru că este foarte important să ne mulțumim totodată Domnului și pentru această zi frumoasă. După cum vedeți în acest clip, soarele este foarte, foarte frumos, totodată ne-a și încălzit astăzi acest soare minunat. Noi, Ramona și Ovidiu, ne bucurăm să vă uitați la acest clip. Dacă credeți că clipul este destul de interesant, rămâne la aprecierea dumneavoastră să ne dați o inimioară, un like, ce credeți dumneavoastră că știți de cuvință. Și totodată, călătoria noastră începe astăzi cu data de 17.08.2024. Am plecat la ora 1 și ne-am întors la ora 19 și ceva, sper să nu greșesc. Vă las să vă uitați la acest clip, să vedeți din excursia noastră ce am făcut noi astăzi în orașul Roman, județul Neamț. Noi, Ramona și Ovidiu, vă pupăm și vă îmbrățișăm cu drag, vă urăm vizionare plăcută, răbdare și toate cele bune tuturor, gânduri bune, vă dorim un weekend frumos și toate cele bune!
timpul nostru aici se termină în acest părculeț. Aici, după cum am văzut, un parc micuț, foarte frumos, elegant, un parc unde probabil aici nu te plictisești deloc. Am rămas surprins în parcul de la Roman, că este curat și mi-a plăcut tare mult că au și animăluțe, au și bărcuțe. Vă las aici cu acest clip din acest părculeț. Dragii mei abonați, dragii mei urmăritori de pe acest canal de TikTok, am văzut până acum 4 mirese, cu tot cu mireasa din fața noastră. Un parc foarte frumos. Da. Dar nu se vede diferența de din... Da, cum era odată. Sunt curate, da. Da, și toaleta este foarte curată. Am rămas foarte surprins. Deci părculețul este foarte mic, drăguț, curat și n-am văzut mizerie deloc.